A ars vila din Izvoranea lui Irinel Columbeanu și odată cu ea și istoria tragică a unui milionar urmărit de ghinion. Palatul de la Izvoranea a fost preluat de banca la care Columbeanu avea mari datorii, apoi a ajuns la un proprietar secret care de jumătate de an încerca să-l vândă sau să-l închirieze, dar fără succes. În schimb, a ars în totalitate. În incendiu s-ar fi mistuit și o sculptură rară de Sabin Bălașa în valoare de 150.000 de euro. Par imagini din altă viață. În vila de 2500 de metri pătrați, înțesată de artă și obiecte de valoare, Irinel Columbeanu își trăia viața deschis în fața camerelor de filmat. Totul era pus pe tapet. Nunta cu Monica Gabor, nașterea fiiceilor Irina, stilul de viață excentric. Toate s-au transformat în scrum, ca după un blestem, iar casa a devenit o ruină după un incendiu devastator pe care pompierii s-au chinuit ore întregi să-l stingă. Au trecut 24 de ore de când focul a izbucnit și vila continuă să fumege. Câteva echipaje ale pompierilor rămân aici, astfel încât incendiul să nu se aprindă din nou. Acoperișul s-a prăbușit cu totul, iar întreaga construcție de 4 milioane de euro este distrusă complet. Irinel Columbeanu a fost executat silit pentru datorii de 3 milioane de euro. Atunci, banca a pus sechestru pe vila de la Izvorani, care a ajuns la un proprietar cu identitate secretă. Recent, casa cu 15 camere, piscină, ponton și plină de opere de artă, inclusiv statuia Echilibru a lui Sabin Bălașa, fusese pusă la vânzare pentru suma de 4 milioane de euro. Dar noul proprietar s-ar fi mulțumit și să o închirieze pentru 15.000 de euro pe lună. Dar era complet tot, atât pot să vă spun. Tot era Sabin Bălașa, totul. Oglindă, mobilă, totul ars. Era totul asigurat? Nu, din ce știu eu, nu. Erau toate obiectele de valoare și de artă și tot, și haine și tot, erau mobilă, tot erau în casă. Nu se știe de la ce a izbucnit focul. Cert este că a pornit de la subsol și a mistuit totul. Mâna criminală este o variantă luată în calcul de anchetatori. Bună să vă fie starea, ziua și viața. În acest răpstimp am tot observat ce și cum mi și ni se întâmplă. Despre casa cu o mare valoare sentimentală, fostul proprietar nu mai are nimic de spus. Dar nu am nimic de comentat. În 2007, Irinel Columbeanu avea o avere estimată la 150 de milioane de dolari. Azi locuiește într-un apartament cu două camere din cartierul Colentina și conduce o mașină cumpărată la mâna a doua. Astăzi o să vă povestesc ce este pe My Christmas Wishlist. Primul lucru este ca toată lumea și toate animalele să fie sănătoase și fericite. După ce a pierdut tot, Irinel Columbeanu a decis să-și trimită fica la mama ei în America. Monica Gabor e acum profesoară de engleză la o școală din cartierul exclusivist Beverly Hills și locuiește într-o vilă din Malibu împreună cu noul ei soț, un om de afaceri chinez.